Din cauza lui vin, vreau să dau afară din da, foarte urât. Mi l-a aruncat. Da. Și dacă îmi faci așa aici, și mai încă să eu nesimțit, adică mă chem la oasă să mănânc și pe acum vezi că mănânc eu nesimțit. Păi am poftit, că am știut o Eugenie și am văzut pești. Urât, urât a plăcut. Păi a fost pe lista mea peștile, doar pe lista mea. El niciodată n-a regretat ceea ce a făcut, nu știu ce a spus niciodată. Doar un singur lacrimi sau vai, mi-a părut rău, sau am glumit, sau te-am testat, sau am vrut să văd cum reacționez, sau nu știu ce. Eu m-am atașat mult de omul ăsta că m-am avut nevoie, înțelegi, să mă atașez. Niciodată nu am să regret ceea ce s-a întâmplat. Când tu îți dai seama că cine făcea acasă, amândoi mă dădeau afară cu totul, zburau hainele. Ăștia cinci nu o să se duc niciodată. Fii sigur că eu o să cad acum, la locul unde erau. Dar nici ea nu mai e acolo sus. Știi și vorba aia, dar nu mai simt vorba în picioare. Da, bine. Așa că mai bine taci. Cum e? Mă scoți din sărit. Da. Cum să-i dea capace lui fata mea care am zis să ilumina ochilor mei? Cum? Tot pe el. Păi da. Dar cred că dacă ai văzut fața de el, păi de capul. Păi pe el acum. Păi da. Nu. Copilul meu. E plecat, domnule. Ce nu, nu, nu. Să mă gândesc de tine acum, ca seară m-a luat și m-a pus mâna în gât. Păi da. Gestul de să nu se face decât de un om nebun. Hai să vă fie așa de înțeles. Dacă era să mă asculte băiatul pe mine, îl dădeam. Păi ia, să Doamne, Aurica, mă ascultă. Dar nu, nu. Dar mă refer așa, dau un exemplu. Nu, că nu-i cam deci copilul nu m-a ascultat pe mine. A făcut ce-am făcut el. Dar lăsați-l că se vadă singur ce și cum vă-ți dă seama de una și de alta. Este? Deci nici acum nu cred că e ferm convins. Să nu interpretez greșit. Nu interpretez în că nu, mai deci... Și dacă e să trebuie să... Chiar nu pot să las să vorbească singur. Stai liniște, deci, doamnă. Păi nu, dar am văzut că sunt toate chestiile astea interpretabile și eu chiar așa nu vreau. Așa e, dar eu nu interpretez absolut nimic. Și Laura tot la fel, dar nu interpretez absolut nimic. Dar și cum mi-a venit faza aia? Ca un pumnal aici. Că eu am rămas bun de la sora mea, știi? Și m-a venit și la mine și mi-a zis, sper că n-ai interpretat nimic, că n-ai, nu vorbea cu mine și eu nu puteam. Tu stai, frate, nu știu, te dau cu fundițile. Da, îmi pare rău că am dezamăgit pe aici, pe acolo. Îmi pare rău că poate undeva am decăzut în ochii părinților mei sau în ochii publicului, pentru că m-am umilit ascultând inima. Oana, pentru mine va fi și va rămâne copilul meu. Niciodată nu m-a dezamăgit. Eu, ca și un bărbat, suntem de sex masculin, nu poți să te exprimi așa în fața camerelor de la vedere sau... Suntem bărbați, ne dăm mâna, am uitat, mi-ai spus, la revedere și cu asta am încheiat. Ieri, dacă o mers camera aceea de acolo, vă rog frumos să-i dați zoom lui Viorel la mână. La mână? Să-i dați zoom ieri, când au plecat familiile. Ce mână, mă? Dreaptă. Dreaptă? Mhm. De ce? E gelos. N-am pe ce și pe cine am ea oară. E gelos. Vă rog din suflet, grupul Oana și Viorel, un pas spre viitor, să nu vă faci speranțe. Îmi cer scuze dacă vă dezamăgesc. Nu o să mai fie nimic, mai ales că ieri, de față cu părinții mei, Viorel se ținea de mână așa cu o fată. Deci chiar n-are rost. M-am umilit destul. Vă rog din suflet să mă înțelegeți.